Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni! Astăzi vreau să vă vorbesc despre un subiect foarte drag mie, și anume legătura noastră cu cele șapte raze ale divinității și implicit cei șapte arhangeli. Ierarhia spirituală, pentru a transmite energia și cunoștințele, se face prin unde electromagnetice subtile, ce se mai numesc raze divine. Și fiecare rază este caracterizată de o culoare care corespunde tipului de energie sau de informație pe care o duce cu ea. În prezent, ierarhia divină folosește 24 de astfel de raze, dintre care cele mai folosite sunt șapte, cele despre care vă voi vorbi astăzi. Reîncarnarea sufletului se face pe mai multe nivele sau există tărâmuri ale sufletului funcție de stadiul evolutiv al sufletului și fiecare se poate încadra pe un anumit nivel, adică o anumită rază divină. Niciodată nu se nasc suflete pure, adică de o singură rază. Și fiecare Astfel de raze divine îi corespunde câte un arhitect divin, să spunem, sau cele șapte duhuri ce stau înaintea tronului ceresc. Din energia Creatorului, o să vedeți, energia se condensează, adică trece succesiv prin cele șapte planuri ale sistemelor: cosmic, solar și planetar. Astfel pot fi manifestate ideile divine, adică să le transformăm în materie. Și apoi energia revine în conștiința universală. Cele șapte raze sunt energie, culoare, vibrație și acționează după niște reguli care încă nu sunt cunoscute de către omenire. Adevărurile divine sunt ascunse sau Umanitatea nu a evoluat atât de tare încât să le înțeleagă. Se spune că umanitatea de astăzi trece prin raza cu numărul 5, adică tărâmul cu numărul 5 al sufletului. Deci, cumva, valul iluziilor se risipește și începem încet, încet să înțelegem lucrurile. Despre toate acestea v-am făcut un material detaliat special pe Patreon. Tot acolo v-am explicat cum în urma astrogramei în care vedeți ce zodie sunteți, ce planete sunt dominante pentru voi sau ce ceacră vă energizează corpul în mod special, ei, așa o să știți care sunt razele divine din care sunteți plămădiți fiecare. Fiecare din cele șapte raze are niște caracteristici proprii, are obiective, are sarcini, misiuni specifice, ca și propria cale de a instrui și a dezvolta potențialul latent din fiecare suflet și din fiecare personalitate. Deci, vă rog să urmăriți materialul integral pe Patreon. Astăzi vreau să vă vorbesc despre cele șapte raze divine și corespondența lor cu cei șapte arhangeli. Funcție de razele din care sunteți formați, puteți să accesați energia arhanghelilor corespondenți și să le cereți fie sănătate, fie protecție divină, fie iubire, voință, iluminare, vindecare și așa mai departe, fiecare ce are nevoie. O să vi le descriu pe fiecare și vă dau și cuvintele de adresare. Încerc să le pun și pe ecran, dar ele trebuie să fie cât mai simple. Important este să fie din inimă. Pe ecran vă mai pun și tabelul corespondenței și o să vă detaliez fiecare Arhanghel în parte pe scurt. Vă rog să ascultați materialul până la final pentru ca să înțelegeți importanța acestui subiect. Să începem cu Arhanghelul Mihail. Care este corespondentul razei albastre, ce are în sarcină protecția, puterea și voința. Este de natură plutoniană și are legătură cu chakra coroanei. Invocarea ne ajută să ne conectăm cu puterea divină. Arhanghelul ne oferă protecție spirituală, fizică, și să știți că poate fi invocat în orice situație. Și când aveți nevoie de el, chemați-l cât mai simplu. Adică spuneți: Arhanghele Mihail, te rog ajută-mă. Am nevoie de protecția și de asistența ta. Arhanghelul Mihail oferă curaj, putere și vă ajută, vă ghidează atunci când simțiți că ați pierdut direcția în viață. O rugăciune pentru protecția Oferită de el, ar putea fi. Îl chem pe Arhanghelul Mihail să fie cu mine acum. Arhanghele, te rog să mă înconjuri cu bunătatea ta iubitoare și umple inima mea cu puterea de care am nevoie. Te rog să mă protejezi de orice negativitate și arată-mi calea pe care trebuie să o urmez. Dacă mă clatin, te rog ridică-mă și ajută-mă să-mi revin. Când îl chemați pe Mihail să vă asiste, puteți de asemenea să vizualizați raza sa de lumină albastră, pe care așa o să o simțiți în jurul vostru. Și dacă vizualizați sabia Arhanghelului, să știți că asta poate să vă ajute să tăiați, să rupeți, să îndepărtați orice legătură energetică negativă pe care o aveți în viața voastră. Arhanghelul Jofiel este corespondentul razei galbene, care este raza înțelepciunii, a minții, a conștiinței și a iluminării. Arhanghelul Jofiel poate fi chemat când simțim nevoia de a fi ghidați din punct de vedere al înțelepciunii, al inspirației. Invocarea se face oricând, dar mai ales în ziua de joi. El poate să ne ajute atunci când avem de susținut examene, de exemplu, când lucrăm la un proiect important și, în general, la orice necesită să avem o minte clară și să ne putem focaliza foarte bine pe un anumit subiect. El ne asistă, de asemenea, în situații conflictuale. Pentru a-l chema, puteți să spuneți Arhanghele Sofiel. Te rog fi lângă mine și umple cu înțelepciune și cu inspirație. Alternativ puteți vizualiza acea rază galbenă de lumină, ce vă înconjoară, și vă umple începând de la cap și merge în jos până la picioare. Astfel o să simțiți această rază a înțelepciunii și a iluminării cum vă cuprinde. Arhanghelul Samuel. Este corespondentul razei roz, adică magnetismul natural al universului, iubirea. Arhanghelul ne asistă în orice problemă legată de inimă, inclusiv de iubirea față de noi, inclusiv iubirea față de ceilalți. Deci invocați Arhanghelul Samuel oricând simțiți nevoia. În primul rând să vă ajute să vă vindecați inima și să vă îndrupe în procesul iubirii de sine. Rugați-l așa, cu sufletul vostru, cu toată inima voastră. Și puteți spune următoarele. Arhanghele Samuel, am nevoie de iubirea și de îndrumarea ta. Să pot vedea iubirea ce există în mine și să fiu capabil să o proiectez către toți, din jurul meu. Arhanghelul Gabriel, corespondent cu raza albă, care este raza armoniei, puritatea, dezvoltarea psihică armonioasă. El ne ajută să lucrăm cu lumina și să ne putem apropia de adevărul spiritual. Gabriel ne ajută de asemenea să ne îmbunătățim abilitățile de comunicare. Să ne exprimăm talentele, să fim capabili de a simți și de a transmite bucuria și armonia către cei din jurul nostru. Invocați-l pe Arhanghelul Gabriel când aveți nevoie de asistentă în calea spirituală, pe care ați ales-o, pe care doriți să o urmați, mai ales atunci când doriți armonie în viața voastră în relațiile pe care le aveți cu cei și cu tot ce vă înconjoară. Și puteți să-i spuneți, Arhanghele Gabriel, am nevoie de asistența ta pentru a vedea care este drumul meu spiritual și ca să mă conduci acolo unde trebuie să ajung. Arhanghelul Rafael, corespondență cu raza verde, care este raza vindecării și a adevărului este partea de substanță a lumii. Invocați-l pe arhanghelul Rafael atunci când aveți nevoie de vindecare personală, îl puteți ajuta să vă ajute și la vindecarea altor persoane, el fiind de asemenea și vindecătorul animalelor. Și pentru a-l chema trebuie să spunem: Arhanghele Rafael, trimite spre mine energia ta vindecătoare. Te rog, permitem să simt iubirea ta, aura ta vindecătoare, ce împătrunde tot corpul. Arhanghelul Uriel, corespondent cu raza aurie, care este raza păcii, armoniei, a iubirii altruiste. El vă ajută să aduceți pacea și liniștea către oameni și către lume în general. El poate asista omenirea, planeta, în activitatea de recuperare după dezastre naturale, după uragane, incendii, inundații. Puteți să-l invocați în orice zi, în special în ziua de marți, ca să vă avertizeze înaintea producerii unor dezastre sau pentru asistență după ce acestea s-au produs. Și puteți să-l chemați astfel. Arhanghele Uriel, te rog să aduci pacea, armonia, înțelegerea și iubirea în existența noastră și ajută-ne să avem o viață mult mai sigură și bazată pe retrezirea spirituală. Și, în sfârșit, Arhanghelul Zachiel, care este corespondent cu raza A7, -a, sau raza violet, care este raza libertății spirituale, a invocării. El ne poate ajuta dăruindu ne această rază a bucuriei, a iertării, a justiției, a eliberării. Invocați-l în ziua de luni și puteți aduce toate aceste aspecte în viața voastră. Când îl invocați, spuneți, Arhanghele Zachiel, invoc acum raza violet pentru a mă elibera din negativitatea ce mă înconjoară, pentru a ierta și a putea accesa planul tău divin. Deci acum, dragii mei, aveți toate pârghile ca să puteți să invocați arhanghelii. În funcție de nevoile sau de suferințele voastre. Vă rog să o faceți cu încredere, pentru că Divinitatea vă ascultă. Așa că închideți ochii și imaginați-vă o lumină pură. Nu vă gândiți la o culoare anume la început, pentru că vă va apărea exact culoarea de care aveți mai mare nevoie. Deci, imaginați-vă. O lumină pură, așa cum doar ființele celeste pot avea, și care poate traversa timpul și spațiul. Aceasta este energia divină a îngerilor, mesagerii Universului care ne însoțesc, care ne ghidează și care ne îndeplinesc dorințele. În toate culturile și în toate tradițiile lumii, să știți, îngerii sunt. Intermediarii între lumea noastră și lumea cerurilor. Și toate aceste ființe celeste îmbrățișează aceleași principii ale iubirii, compasiunea, ordinea divină și folosesc aceleași instrumente divine. Ei mai sunt numiți și mesagerii luminii. Ei ne ghidează umanitatea spre destinul final. Și ne reamintesc fiecăruia dintre noi moștenirea divină genetică ce o purtăm și conexiunea eternă cu sursa, cu creația. Imaginați-vă că aveți lângă voi un companion nelipsit, tăcut și devotat, care pășește lângă voi prin încurcăturile vieții, prin provocările vieții oferindu-vă ghidare și protecție atunci când aveți mai mare nevoie de ea. Pentru că acesta este conceptul, adică esența arhanghelilor noștri. Aceștia nu sunt limitați de timp sau de spațiu și există în spatele lumii materiale, care ne veghează ca niște sentinele tăcute și care ne șoptesc gândurile de care avem nevoie. Pentru că ei comunică cu noi prin limbajul inimii, prin intuiție, prin inspirație și prin elemente subtile de ghidare. Ei ne ocrotesc cu aripile lor de lumină. Și este foarte important să le ascultăm mesajul care ne spune că nu suntem singuri în Univers, că viața transcede prin moarte. Așa că luați o pauză de la ceea ce faceți și simțiți prezența îngerului vostru păzitor. Coregrafia divină este scrisă, dragii mei, iar noi doar trebuie să urmăm pașii. Și așa cum v-am mai spus în materialele mele despre îngeri, ei așteaptă momentul alegerii celor special dintre noi, adică ai celor care se vor trezi spiritual și care sunt puțini la număr tocmai pentru că au de îndeplinit o misiune sacră. Legătura pe care o realizați acum cu arhanghelii voștri prin cele șapte raze este de fapt un preambul la chemarea, la invitația divinității. Deci, nu uitați că lângă voi există aceste ființe de lumină care vă asistă și care vă ajută să vă aflați Printre cei aleși. Există niște semne care vă arată dacă sunteți printre cei aleși, mai ales că acum suntem pe un trend ascendent al conștiinței și al vibrației umane, și acesta va fi subiectul pentru un material viitor. Mi-ar plăcea să lăsați la comentarii dacă ați simțit vreodată că îngerul vostru vă ghidează și vă protejează. Este important să simțiți legătura cu el. Și nu pot să închei materialul fără să vă reamintesc vorbele lui Oșo. Odată ce vi se dezvăluie ceea ce sunteți, odată ce deveniți conștienți de ceea ce sunteți, cel mai mare mister al ființei este dezvăluit, acela că suntem cu toții perfecți. Eu sunt singurul responsabil pentru mine însumi. Nimeni altcineva nu este responsabil pentru mine. Întreaga responsabilitate îmi aparține. Orice aș fi, sunt propria mea creație. Vă pup!